Suntem pe drum cu prioritate, Cătălin Striblea în studio. Bine ai venit, Cătălin. Salutare, ce mai faceți? Uite, îi întrebam pe ascultătorii noștri cum sunt cu pregătirile astea de Crăciun, dacă sunt persoane așa aflate în tendințe, care dacă în fiecare an... Porcul, soce. Nu, dacă în fiecare an își cumpără, eu știu... Ce? Globuri, beteală în tendințe. Nu, așa sau dai jos cutiile vechi? Dăm și... jos cutiile vechi, avem beteală, avem niște globuri, avem un ăsta brad artificial care e de vreo 5 ani. Da, știi că într-un an se poartă... Eu l-aș pune și cu globuri. Ce se poartă? Auriul într-un an, după aia argintiul, după aia poți să pui un păun sau un... Păune are niște vecini și aia din când în când țipă și sar... Cum? Ce să pună? Lebădăneagră. Lebădăneagră, așa. Stasă, e Alexandra aici. Zic, cum lebădăneagră, mă, ce ăla? Dă-i și microfon să explice. Așa. Adică... Dai că nu mai știu unde... Ce... Povesteam că anul trecut au fost ornamentele supradimensionale, adică aveai tot felul de chestii foarte mari care ți-aduceau aminte de bucuriile mici din natură. Cum poate ceva mare să-ți aducă aminte de ceva mic? Adică... Mie tot anul trecut supradimensionat a fost o friptură de la Adi Hădean, că eu aia văd în pregătiri de Crăciun. Friptură de porc, să sperăm, nu? Adică nu... Și de porc, prietene, și de porc. Și de porc. Deci am înțeles cu ce își ornamentează bradul, Cătălin, anul ăsta. Cu ce? Fripturi. A, cu friptură. Da, micile bucurii. Hai să vedem ce mai e de porc prin România, dacă vreți. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Păi, dacă vrei un răspuns onest, cred că alianța asta care se conturează acum... Eu nu vreau să spun vorbe în gură, dar mă rog. Asta e viața, nu, că s-a plâns lumea la România în direct, dar până la urmă asta avem, cu asta mergem înainte. Se lucrează, la ora 13 a început o ședință, prima ședință de negociere între PNL și PSD, care vor să facă un guvern. Nu foarte curând, nu se grăbește nimeni, se ia bătrânește așa, au două lucruri de stabilit, e vorba de premier, ambele formațiuni ar vrea să dea premierul, Florin Câțu se vrea chiar pe el premier, ceea ce e foarte interesant, dar PSD spune, doamne, noi totuși am votat să-l dăm jos pe el, adică nu pe altul, și acum se discută chestiunea asta. În mod oficial însă, ambele părți au declarat că discută programul de guvernare, că ar fi lucruri de armonizat din ambele lor programe de guvernare și gândiri. Și am stat să mă gândesc să văd ce îi apropie și mai ales ce îi desparte pe oamenii ăștia. Am stat și m-am uitat, puține lucruri care să îi despartă. Deci sunt mai multe lucruri care se apropie. Dacă te uiți, toți vor să fie bine în România, dar sunt niște lucruri care îi despart în mod fundamental. Dar hai să le zicem pe alea mari pe care le avem în față săptămânile următoare, căci la astea trebuie să înțeleagă. Primul dintre ele este certificatul verde, rezultat din vaccinare. PNL a propus o lege care a mers pe traiectorie și a fost căzută de PSD. Și aici PSD m-a uitat pe ce a anunțat ieri Sorin Grindeanu, nu a pronunțat nicio secundă certificat verde, deși își dorește Ministerul Sănătății. Deci ăsta e un punct pe care trebuie să-l armonizeze. După care e vorba de chestiunea pensiilor. Oricine va veni de la PSD, pentru că asta știu ei în materie de politică și asta fac foarte bine, ei vor să mărească pensiile. S-a și zis o cifră, cu 11%. România este însă într-un deficit bugetar care trebuie să vină sub 8% și are niște praguri date de Uniunea Europeană, încât chiar și o mărire cu 11% va fi dificilă. Așa că vom vedea cât va fi în realitate. Am avut creștere economică, eu așa țin minte că... Am avut creștere economică, dar ea vine dintr-o gaură, adică ea vine de la foarte mult minus și na. Ok. Alocațiile. PSD vrea mărirea alocațiilor. PNL nu vrea chestiunea asta, că știe că nu sunt bani și asta va trebui armonizat. Aici, în mod oficial, vor fi niște chestiuni legate de justiție și de funcționarea SIJ. PNL s-a făcut vreme îndelungată că vrea să producă o schimbare și tot au spus atunci când USRL cerea acest lucru, că doamna Iulia Scântei are o soluție miraculoasă, dar pe care n-a vrut să le spună. E acum, doamna Scântei, senatoarea PNL, care e specialista lor în chestiuni juridice, trebuie să ducă cu soluția de desființare a SIJ-ului la PSD. PSD nu vrea deloc chestiunea asta și la fel nu vrea nici UDMR. PNL se face că vrea chestiunea asta, dar armonizarea va fi ușoară.
Și, de asemenea, v-am pomenit deja de reducerea deficitului bugetar. Florin Câțu a avut un program hotărât, în timp ce PSD crede că se poate împrumuta în continuare, deși critică împrumuturile făcute de Câțu. Cam astea sunt lucrurile care îi despart în primă fază. Aici sunt marile probleme. Sigur că în modul în care funcționează cele două partide vom găsi și alte diferențe. Dar, în sine, pe astea vor trebui să le rezolve întâi în situația în care vor veni pentru un vot în Parlament. Și nu neapărat în Parlament, ci în fața opiniei publice. Noi vom întreba ce veți spune despre chestiunea asta. Am spus și ieri de domnul Grindeanu, care a adus un element nou în justiția universală. Da. Voi milita să spun din nou. Sistemul de check and balances în interiorul justiției, da. A zis că nu-i jurist și, da, totuși am zis, domnule, merită menționat. Dacă domnul Grindeanu știe check and balances, asta e viața. Da. Cătălin, da. Revenim și mâine cu un nou episod. Revenim și mâine, nu cred că o să ne plictisim vreodată și nu cred că o să epuizăm vreodată subiectele politice. Deși până la vârsta asta e. Și eu și tu și toată lumea. Aș vrea ca în România să deschidem jurnalele, ți-am mai povestit eu, cum a fost un prieten de-ai mei în Elveția. Pe prima pagina unui ziar era expoziția de flori din nu știu ce localitate. Da, se întâmplă frecvent asta în Europa. Da, asta aș vrea să văd ziua aia venind, deși mi se pare că, ce să zic, nu e deloc pe aici. În România știi că, nu știu dacă e bine să spun sau să nu spun. Ia, hai, provoacă-mă. Care sunt cele mai bune partide din România? Care? Pot fi bine să spun? Nu știu, dar acum m-ai făcut curios. Ori le spui la următoarea intervenție. Da, partidele de sex, normal. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.